disponibilitatea coordonatorului campaniei naționale de vaccinare pentru a prioritiza personalul din învățământ. În cursul acestei după-amieze, cel mai probabil, se va anunța decizia de organizare a centrelor prioritare pentru vaccinarea personalului din învățământ. Există o situație cu 60 de mii de persoane angajați din învățământ care doresc să se vaccineze în următoarea săptămână și sunt convins că încă din această săptămână se va putea organiza la nivelul fiecărui județ un centru de vaccinare cu echipe mobile. La nivelul zilei de ieri aveam deja 42.000 de angajați din sistemul de învățământ vaccinați, din care exact jumătate vaccinați și cu rapel. În aceste momente, care ar fi disponibilitatea cadrelor didactice din ce sondaje aveți, din ce analize ați făcut? Este de peste 200.000 de angajați ai sistemului de învățământ, această cifră. Dintre aceștia, 42.000, așa cum am spus, s-au vaccinat deja. Se adaugă aproape 8.000 personalul din învățământul superior medical, care s-a vaccinat în calitate de personal medical, deși este și cadru didactic în același timp, deci avem 50.000 de vaccinați. Se adaugă cei 60.000 care au dorit să se vaccineze în următoarea săptămână în centre mobile, deci vom ajunge la 110.000, cel mai probabil, din cei 200.000 de angajați care și-au declarat disponibilitatea de vaccinare. Și restul de 90.000, dacă ne puteți spune un calendar, se va organiza vaccinarea în cazul celorlalte persoane? Nu sunt în măsură să vă dau acest răspuns acum. Se vor vaccina prioritate și personalul auxiliar și cel tehnic din școli? Personalul auxiliar din creșe și grădinițe, cel care va fi la interfața directă cu copiii, se va vaccina. Din învățământul primar, gimnazial, liceal și universitar, în prima fază se vaccinează cu prioritate personalul didactic. Din datele pe care le aveți până acum, care este evoluția ratei de infectare în cadrul școlilor, instituțiilor? Știți foarte bine că avem un număr de 800, aveam la nivelul zilei de vineri, orele 18, un număr de 809 elevi infectați. Aș vrea să vă spun că din această săptămână solicităm școlilor să raporteze și numărul elevilor reveniți în școală, pentru că deja au trecut două săptămâni de la începerea semestrului 2. Școlile din mediul rural vor putea ține pasul cu aceste proceduri? Proceduri de? De transmiterea datelor. Da, cu siguranță da. Fiecare inspectorat școlar județean strânge date din toate cele 17.000 de școli din România. Aveți o analiză cu privire la profesorii din mediul rural? Doresc și aceștia să se vaccineze? Cu siguranță da. Cu siguranță da. Sunt dintre aceștia? Sunt deja 60.000 de angajați, în cea mai mare parte, cadre didactice, și din urban și din rural. Se transmit deja în cursul acestei dimineți, au fost transmise de către mai multe inspectorate școlare județene, către DSP-urile locale, listele nominale cu personalul din învățământ care dorește să se vaccineze, fiind necesară planificarea în următoarele 7 zile. Ne puteți spune unde? Dar totul depinde de decizia oficială pe care o va anunța cel mai probabil în cursul acestei după-amiezi, dacă nu mâine dimineață, cel mai târziu cu siguranță, colonelul Valeriu Cărghiță. Baza acestui chestiune pe care l-ați făcut până acum, ne puteți spune care sunt județele unde este cea mare reticență din partea personalului didactic la această campanie de vaccinare? Avem această analiză pe fiecare județ în parte. Nu se remarcă un județ în care să existe vreo reticență deosebită sau vreun elan deosebit pentru vaccinare. Luați în calcul să vaccinați și elevii peste 16 ani cu vaccinul Pfizer? Mă depășește această întrebare. Cei cu competențe medicale vor spune în ce măsură se recomandă vaccinarea celor sub 18 ani. Știți că vaccinul Pfizer și la peste 16 ani? Știți dumneavoastră, eu ca ministru al educației nu știu. Cu tot respectul vă spun. Testarea elevilor, să mai face ceva despre acest lucru? Testarea elevilor este recomandată pentru că este singura modalitate de a avea confirmarea infectării sau infirmarea infectării, dar ea necesită, așa cum bine știți, acordul părinților. Și necesită de asemenea și personal medical în cabinetele școlare medicale. Data care este din rândul lor? Există 18% școli care au cabinete medicale. Din păcate, nu toate cele care au cabinete medicale au și personal medical capabil să administreze
aceste teste. Ați discutat cu Ministerul Sănătății cât de disponibili sunt cei de la DSU să vă dau un ajutor în privința acestui demers? DSP-urile, acolo unde nu există cabinete școlare, trebuie, subliniez, trebuie să aibă disponibilitate pentru testarea elevilor și cadrelor didactice. Departamentul pentru situații de urgență a distribuit deja peste 1 milion de teste în teritoriu, în fiecare DSP, având ca destinație testarea elevilor și personalul din învățământ. Localitățile în Maramureș, prefectul de Maramureș a decis că elevii din localitățile în care nu pot merge la o altă școală în altă parte cu acte doveditoare că au avut COVID și s-au vindecat în ultimele 90 de zile. E un exemplu punctual sau s-ar putea extinde și în alte județe? Sunt, știți foarte bine că trecerea într-un scenariu mai restrictiv se face cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean și validarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Deciziile sunt locale. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc.